Ministrii a avut recent o reuniune într-o videoconferință pentru a vorbi despre COVID-19, agricultură și pescuit. La aceste discuții a participat și ministrul Adrian Oroș, cu care am stat de vorbă despre subiectele fierbinți ale momentului legat de hrană. Între timp, aș vrea să adaug că ministrul economiei din Franța le cere distribuitorilor să preia spre vânzare produse autohtone. Totuși, ce alte măsuri ar putea prevedea ministerul, dacă există, dacă se poate, pentru descurajarea speculei, domnule ministru? Pe această perioadă dificilă, care sperăm noi să fie cât mai scurtă, să se pună la masă, să înceteze războiul comercial între ei, atât producătorii, cât și procesatorii și comercianții, și să se înțeleagă asupra unor adausuri sau asupra unor marje de profit între fiecare veriga acestui lanț. Trebuie să câștige și să reziste pe piață și producătorul, trebuie și procesatorul, dar și comerciantul. Și sigur să nu uite de consumator. Să înțeleg că v-ați asumat cumva rolul acesta de mediator, pentru că e destul de dificil să se bage o instituție a statului pe o piață liberă și înțelegem lucrul acesta. Însă nu știu cât de receptivi sunt retailerii. Am avut 3 întâlniri doar de la declanșarea crizei. Și sfatul nostru a fost dintotdeauna, cu atât mai mult acum, a fost ca cel puțin pentru produsele acestea sezoniere, unde avem foarte mulți producători de legume în această perioadă, în zone cunoscute ca zone legumicole, producători care nu întotdeauna sunt în acele cooperative, care deja reușesc să depoziteze și să livreze în aceste ranțuri de retailer. Noi știu că există stocuri, pe de o parte stocuri la anumite produse care acum ies din sere, mai ales la castraveți în această perioadă, dar în curând o să apară și la alte produse, și am îndrumat retailerii, le-am și indicat, deși unii cunoșteau care sunt zonele legumicole, le-am pus în legătură chiar cu primarii din acele zone să meargă să colecteze produse proaspete românești. Colegii noștri care lucrează în direcțiile agricole județene, începând din 17 și lucrul acesta se întâmplă din 2 în 2 zile, monitorizăm prețurile la raft pentru produsele de bază. Și am constatat un lucru interesant. Dacă în prima zi, în 17, toate prețurile au zburat, să zic așa, au luat o razna, au mers în sus, în 19, apoi în 24 și ultima măsurătoare avem de ieri, majoritatea prețurilor pentru produsele autohtone s-au reîntors la valori inițiale apropiate. Unele au coborât puțin sensibil sub, altele deasupra, dar la valori apropiate. Au rămas la valori ușor ridicate, iar în unele produse semnificativ ridicate, doar produsele de import. Eu vreau să îi asigurăm pe toți cei care lucrează în această activitate dificilă de agricultură și industrie alimentară că încercăm să fim alături de ei. Speranța noastră este ca cât mai puțin să fie afectați de această criză. Să ne semnaleze orice probleme au, sigur, prin cei cu care noi suntem în contact din mediul asociativ. Vom încerca, sigur, și punctual să rezolvăm probleme, mai ales dacă sunt blocaje de transporturi sau avize de la diverse entități. Pentru că în această perioadă dificilă toată lumea este agitată, toată lumea este grăbită și de multe ori este, sigur, important și o asemenea intervenție punctuală. Dar cred că mai important este măsurile pe care le luăm. În primul rând să supraveghem să nu se întâmple mari distorsiuni în această relație producător, procesator, comerciant, consumator și să identificăm exact acele situații unde ar trebui să intervenim, repet, moderat, echilibrat și doar atunci când trebuie.